Salut, salut și la mulți ani! Sunt Sorin Tot și astăzi voi merge la prima partidă de pescuit din 2024. Priviți și voi ce vreme e afară. Totul e înghețat, ceață. Băi, boală grea și pescuitul ăsta. Să n-ai tu liniște, să stai la căldurică, să trebuiască să ieși la pescuit pe vremea asta. Astăzi voi merge pe un lac sălbatic cu adâncim de până la 30 de metri să caut acum carul cu fân. Hai, rămâneți alături de mine. Hai la pescuit! Va fi un pescuit foarte dificil pentru că apa e rece, e în pragul înghețului. Astfel că am montat o nălucă de 10 cm pe un jig normal, dar i-am adăugat o ancoră suplimentară. În această perioadă șalăi au metabolism încetinit și spre deosebire de felul în care atacă în restul sezonului, când atacurile sunt undeva în această jumătate a nălucii, înspre capul nălucii, acum există foarte multe atacuri în zona cozii și implicit foarte multe rateuri. Așa că am adăugat o ancoră suplimentară legată cu un fir textil pe care o voi prinde aici, în zona cozii. Trapazan frumos. Un strapazan micuț. Uite ce frumos e. Foarte important când pescuiți în ape adânci și prindeți pești, să îi eliberați foarte repede. Traumele provocate de diferența de presiune sunt reversibile. Dacă nu faceți poză cu pești, dacă nu îi țineți afară din apă prea mult timp, nu vor păți nimic, vor ajunge la fund și își vor restabili presiunea.
strapazanii. Strapazanii fac spectacol.